Salariile au scăzut în ianuarie cu aproape 5% față de decembrie. Câștigul mediu brut a fost puțin peste 6.000 de lei, iar netul încasat de salariați aproximativ 3.700 de lei. Scăderea este explicată de Institutul Național de Statistică prin faptul că în ultima lună anului trecut mulți angajați au încasat prime de sărbători. Alte cauze sunt, potrivit INS, producția sau încasările mai mici, precum și angajări de personal cu salarii mai mici. În sectorul bugetar, salariile au crescut ușor în învățământ ca urmare a relorii în plății cu ora a cadrelor didactice, în sănătate și asistență socială, precum și în administrația publică. Față de ianuarie 2021, câștigul salarial mediu net a crescut cu 8,9%, puțin mai mult decât inflația.